Elevii din toată țara au intrat în stresul evaluărilor obligatorii, date la multe materii într-un timp foarte scurt și la numai câteva săptămâni de la începerea școlii. Ministerul Educației a stabilit ca fiecare profesor să dea teste pentru a afla nivelul de cunoștință al fiecărui elev. Ce spun cei care sunt în mijlocul problemei? Ți se părea necesar? Da, presupun că da, pentru intrarea la liceu și știu că o să se țină cont, așa am înțeles. Necesare, da, pentru cultura generală, să știe și profesorul de un care e nivelul nostru. Ai și colegi care spun că nu a fost necesare? Da, unii spun. Ce spun? Majoritatea spun că nu le plac testele, că au iar de învățat. Da, mi se par necesare. La ce te ajută? Păi la medii. Se ține cont de ele? Păi unele da, unele nu. Sunt și voci care spun că este prea multă materie. Se dau și câte două teste într-o zi. Este prea mult. Unii nu au învățat, unii nu știu. Unii nu învață nici la teză, dar da. Sunt mai multe, sunt prea multe, prea multe materii. Sunt prea multe teste și nu am avut timp să recapitulăm la toate. Unii nu mai știu de anul trecut și e... Mai bine ar fi fără. Suntem prea stresați. Prea mult în timp scurt? Da. Și nu trebuie atâtea teste. Ei spun că vor să afle nivelul clasei. Contează? Contează, dar sunt prea multe teste într-un an. O să fie greu. Pentru clasele mari, numărul materiilor la care se dau teste este foarte mare. Totuși, profesorii trebuie să aplice ceea ce s-a hotărât la nivelul ministerului. Putem ști la fiecare obiect în parte de unde pornim cu elevii la începutul anului școlar. Dar pe de altă parte, acestea nu sunt total concludente, pentru că dacă au așa de multe într-o perioadă așa de scurtă, ei nu le acordă importanța care trebuie. Știind tot de asemenea că notele nu se trec în catalog, poate de asemenea le acordă importanța cuvenită și atunci poate că prima evaluare nu este cea mai eficientă pentru alte obiecte, cum este chimia la clasa 7-a, care este prima dată când o încep, sau fizica la 6-a, ei nu ar avea din ce să facă, practic, acest test inițial, că nu au cunoștințele necesare. Și în cazul părinților, părerile sunt împărțite. Unii vor evaluarea copiilor lor, alții sunt de părere că nu ar conta prea mult, important fiind ce învață elevul pe parcursul întregului an școlar. Rezultatele obținute în urma evaluărilor nu se trec în catalog, doar se comunică elevilor și părinților.